Am găsit secretul. Am găsit cuvintele magice. Am găsit puterea de a schimba lumea. Asta este pentru că sunt un influencer. Ok, n-am canal de YouTube, nu-s Mr. Bean. Nu fac streaming nici pe Twitch, nu-s Fire, sau cum îl cheamă pe ăsta nostru. Și cred că jumătate din sala asta aveți mai mulți prieteni pe Facebook decât pot eu să-mi imaginez vreodată, poate câteva zeci, poate câteva sute. Și totuși, acum câteva săptămâni am început la lucru, la birou, să fac diagrame după ce îmi termin codul, să fac un pic de documentație. Am făcut asta abia vreo două săptămâni. Și acum jumătate din firmă face diagrame. Lumea a început cumva să lucreze la documentație pentru că am dat eu tonul, fără să-mi dau seama. Și totuși, cu puterea asta, am reușit să setez un trend acolo. Să văd cum colegii mei încep să lucreze mai bine și mai eficient și colaborează unii cu alții. Și nu-i singurul trend pe care l-am făcut. Da? Cu familia mea, fiecare primăvară, facem o plimbare 15 minute și ne facem poze cu un mare copac japonez, cu un cireș japonez din Cluj. Acum, tot așa la lucru, am reușit să setez niște obiective, lumea se ia după el. Mai țineți minte Yahoo Messenger câțiva, când scriam acolo egal, paranteză, paranteză. Eu făceam mișto și le scriam în oglindă cu paranteză, paranteză, egal, timp de două luni și sora mea încă face asta. Setez trenduri fără să-mi dau seama. Da? Am găsit semințele fermecate. Am găsit o sabie de nedru, o sabie incredibil de puternică care nu poate fi distrusă. În sufletul meu am o betonieră care setează autostrade pentru alți oameni. Și ce să vă rog să mă ajutați. Asta este pentru că am descoperit că sunt influencer. Pentru că acum câteva săptămâni cineva s-a plâns și mi-a spus: mă, Cătă, iar ai setat un trend la Toastmasters care nu-mi place. Iar ai pornit un trend. Nu știam că sunt influencer până la cel mai până când cineva mi-a zis: mă, vezi că ai setat ceva și nu-mi convine. Adică, acum câțiva ani, acum vreo 3-4 ani, am vizitat un club în Oradea, care la începutul ședințelor, când invitau oameni pe scenă, rugau evaluatorul să se ridice frumos pe scaun și să spună obiectivele evaluării, astfel încât publicul să poată să fie atent la ce obiective erau ăsta în proiect și ce ar trebui să facă, se așeza la loc și gazda continua să prezinte scena. Un trend pe care l-am pornit de cum de vreo trei. Și l-am mai schimbat de câteva ori, am văzut că câteodată, din cauza asta, gazda se nu mai introduce discursul, că doar evaluatorul face introducere, dar fi rolul gazdei. Sau lumea se chinuie prea tare, cuiva nu-i place să se ridice în picioare. Un trend pe care l-am setat eu, l-am pornit, că domnul mi-a chestia asta pe care am văzut-o la lucru. N-a fost neapărat un proces foarte bun și foarte echitabil în care lumea și-a dat corect părerea pe chestia asta. A fost o idee pe care am avut-o eu și cumva s-a luat lumea după mine, căci că eu știu mai bine. Că trendul meu e bun. La fel cum am pornit alt trend la un moment dat în care gazda se prezenta toate rolurile pe scenă. Acum 5-6 ani, la noi, tot timpul, gazda se reprezenta introducerea, evaluatorul prezenta secțiunea de evaluare, gazda se reprezenta discursurile, evaluatorul prezenta secțiunea de la final. Și am început să jonglăm cu asta, cu gazda se reprezintă tot. De ce? Ca evaluatorul să aibă alte obiective și să-și realinieze ședințe. Am pornit un trend care peste lucrurile astea s-au schimbat și lumea niciodată nu și-a pus părerea, nu și-a zis de ce facem asta și ce putem să învățăm de acolo. La fel, dacă stăteam la o ședință mai echitabilă și discutam toți, aveam toate punctele de vedere, se făcea un consens, poate lumea înțelegea și motivul din spatele acelui trend, din spatele acelei influențe ascunse pe care le-au aparent la ședință. Aveam o vedere vorbitor cu experiență și că stai și de 6 ani. Toate sunt trenduri pe care le facem și din toate putem învăța. Unele benefice, unele poate nu prind pentru alți oameni. Așa că voi ați găsit pocalul de aur. Ați găsit acest secret, ați găsit această superputere. Sunteți și voi! Da? Oare prietenii voștri s-au apucat să-și facă un hobby din Ikebana? Da? Voi? Oare
Oare ați pornit o modă în care veniți cu șepci foarte șmechere la birou și toată lumea poartă aceleași șepci? Oare nepoțica ta când vorbește, salută, mulțumește și înjură fiți ca tine? Influențele pe care le avem asupra colegilor noștri, asupra prietenilor și asupra familiei, poate nu le observăm, poate nu ne dăm seama că avem puterea unui influencer de 10.000 de view-uri. Poate nu ne dăm seama până când cineva vine să se plângă în fața noastră că mă, nu-mi place trendul pe care l-ai setat. Și poate în acel moment e bine să reevaluezi, să-ți dai seama, wow, de ce fac asta? Pe cine urmăresc? Și cum pot să am o influență mai bună în viitor? Pentru că toți avem această superputere, toți avem un impact asupra colegilor noștri și putem să facem acest lucru, să le transmitem mesaje bune, mesaje puternice și un stil de viață din ce în ce mai benefic.